Da. Jur, da. Da. Aștept la mine, fetelor, da? Dar la mine, eu câte am? Spuneți-mi, vă rog, eu nu pot să văd. Nici eu nu pot să văd. Nici Păi eu. dă-i glisează ecranul. Da, iubita mea, Nu vreau dar să mie mi-arată văd. câte puncte am de când am intrat pe live până acum. Păi da, dar tu nu poți să vezi pentru că tu ești gazdă. Oamenii din comentarii văd și ei ne spun. Da. Ei nu văd, nimeni nu vede câte Nu puncte mai ai știu. tu. Nu mai știu cine a zis bancul ăla, dar am râs foarte Da, tare. chiar, nu. Stai așa. Cine? 794 avem. Cineva, cred că Aris a zis bancul ăla cu blondele pe motor care să stea la geam. Deci m-am căcat pe Da, mine. eu am. Mai spune-l, te rog, o dată. De ce se ceartă două blonde pe motocicletă? Așa, da, care să stea la geam. Da. Da. Ce amuzant! Foarte. Doamne, mai uite. Ce faci, fumezi? Vă vezi că mori. Ești bine? Da. Bună seara, Flașca Supremă, te pupă, mulțumim din suflet. Mă ustură vezica. Ce pune asta cu mă ustură vezica? Zici că ați venit să ne spuneți dacă avem 5 minute pentru a vorbi despre Domnul nostru Iisus Hristos. Cine mai știe glume proaste, în afară de Luca, existența mea, gen? Luca, iubitul meu, cum ți-ai făcut părul ăla? Mâncat ți-ai șpiz data. Mamă. That's offensive. Nu, întoarce-te că vreau să văd. Nu, mai mult, mai mult. Vai, dar vreau și eu așa, fată. Arată-ne, te rog, mai mult, de la spate. Fă un 360. Făi, dar zici că ești place, arată-ne. Fă-ne un 360. Ai zis de la spate, ne place. Ba, Ionut, dar nu mai spune așa ceva. Totuși suntem la televizor. Haide, voi în comentarii dați-ne bancuri. Totuși, Mia a spus că abia așteaptă să mă întâlnească. Ai văzut? Eu sunt prietena ta adevărată, nu oamenii ăștia de eu, aici, eu da? Cred, eu cred că, de fapt, toți vrem să întâlnim pe Mia. Da. Și nu râzi așa, frate. A? Nu te supăra, ăla e un râs... Cine? Malefic. Pare că ai râs, că ai încercat să râzi pentru prima dată în viață și nu știi cum se face. Cine? Mia. Nu, cine te-a întrebat? Ma. Vai, auzi, băi, știi bancul cu nune? Nu. Nu ne pasă. Râgeți, mă! Bă, cum era bancul ăla cu Luca Darvins? Luca Darvins este o puta... Asta e a mea. Luca Darvins. Ce se aude? Aveți șobolani? Au venit jandarmii de la București. Eu nu-ți zic bancul. Luca, știi bancul cu Luca Darvins? Nu. Luca Darvins să te fut. Da. S-a zis. Ioi, uite o capibara mare pe capul tău, Luca. Mă pișcă. Te mâncă. Te mâncă capibarele. Bancul ăla cu bancuri la mine, bancuri la tine, mi se pare cel mai tare. Rădiți. Dar știți ce este mai rău decât bancul ăsta cu Luca Darvins? Tricoul lui Aris. Uite, scrie sent tu și după aia zice cine. Cum ai observat? Da! Ce mi-a plăcut gluma mea. Familia tradițională e formată dintr-un tată jandarm și o mamă de bătaie. Am o idee. Hai să facem. Vă rog, ascultați-mă 2 secunde. Cine zice cel mai bun banc și ne face să râd? Eu așa o să fac. Cine zice cel mai bun banc și mă face să râd, îi dau follow.
Mă gândeam că dintre noi aici. A zis Andreea Toyota Aris, efectiv. Follow Andreea pentru Toyota Aris. Deci e bună, aia e bună. Haideți, da, începem acum în 5, 4, 3, 2, 1 să înceapă glumele. Duel. Între timp o să spun eu un banc. Ti bancul cu tumbe? Nu. Tumbei pula. Eu nu ți-ai follow de la mine. Eu nu ți-ai follow. Asta cu 90 de grade. Ok, Luca, tu citești bancurile. Tu ești cel designat ca să citești bancurile, bine? Ok, un om avea un cal, iar calul nu avea nimic împotrivă. Bun. Asta a zis-o ce mai devreme, da. Ok, îl știm. Mai departe. Am leșinat, nu e banc. Ce fac doi gemeni pe un câmp? Seamănă. Ok. Vă dați seama că eu nu ți-o să râd de la toate? Da. Eu nu ți trebuie să dai foarte multe follow. Foarte multe follow. Unde e ăla? Aveam o pastăre pe care o cheamă Chip Chip. Știți că la... Știți că la odihnească se împace, se zice Rip Chip Chip. Ok. Chip Chirip. Da. Doi moși pe bancă. S-a auzit. Aveți multe replici de spus în piesă? Nu, eu joc rolul soțului. Ce ceai bea oamenii triști? Ceai de lăcrimioare? Ionuț! Faci cinste, nu cred. S-a făcut liniște în platou, asta face 100 de puncte înaintea mea, 1000 de puncte. 10.000 de puncte. Vă aștept la croissant mâine dimineață cu cafea. Dar nu, cine tot ne donează? Cine și noi cine facem? Tot ne donează, da. Felicitări, Beniamin, cred că lucrezi la antidrog, altfel nu poți să-mi explici cum poți să dai 10.000 de puncte pe un lar. Nicio. Da. Luca, e un banc la care eu vreau să rând. Ok, care? Unde stă un câine fără picioare? Unde l-ai lăsat? Hai, continuă, dragul meu, iartă-mă, continuă. Da, nu pot să arăt la asta cu câinii, că nu-mi place. Da, el iubește foarte mult căței. De ce trece un castravet de strada? Pentru că e verde. Castravetele, gen... Eu râd mai mult de el. Ale, uitați-vă la poker face. Alex, ai o față de poker face. Flașca de pup, mulțumesc din suflet. Mulțumesc. O rumă se târăște, unde-i porcul? N-am înțeles. Nici eu. Vă vorbește pilotul avionului, astăzi lucrez de acasă. Haide, mă, citește glumele. Dar lasă-mă puțin. Simt că ar trebui să fac ceva, așa că o să stau aici până când senzația asta o să treacă. De ce Vlad Țepeș... Da, pierd comentariile, frate. De ce Vlad Țepeș se numește Țepeș? Pentru că în fiecare zi își bag o țeapă în curte. Știi bancul cu bascula, nu? Pârbelii mei pula. Dar știi bancul cu podul? Nu. Peste pod trece bascula... Cip cirip, mânca mea pula. În fundul peretelui, un paia așa. Dacă ar fi fost vie. Auzi, ce-ar fi făcut Regina Maria dacă ar fi fost vie? Pune. Struguri. Struguri. Cred că... Emeric, te pupăm. Lasă, cred. Discuția între doi vecini în bloc. A venit apa caldă? A venit, dar e rece. Cum era bancul ăla cu cireșe? Cireșe la mine, bun, bine. Ce bine înțeleg lucru. Am auzit una tare, ci că cireșe n-avem, dar vii și ne suci pula. Da, nu știu, dar foarte multe din bancurile astea le știu, din păcate. Dar mai da, noi nu le știm. Că dacă nu avem țânțarii, avem muști, ne muști pula. T
Ionuț, vorbești foarte urât, serios. Stați un pic, Luca, oamenii noștri câte puncte avem? Sunt de curiozitate, așa. Deci voi vă uitați că ele în continuu se interesează de punctele lor? Nu. Dar numai că eu văd toată lumea, nimica, lasă, nu contează. Cum te simți cu 10.000 de puncte? Asta e în comentarii sau tu mă întrebi? Nu, am întrebat eu. Mai bogat cu 10.000 de puncte. Cine spune, cine a vrut să zică ceva? A zis că vrea să zică cineva un banc. Haideți că am și eu un banc și vreau să vă-l spun. Eu. Haide, începe. Cine râde? Cine râde iese de pe live? Haideți. Luța s-a pus la somn într-o seară. N-am înțeles. Alinuța s-a pus la somn într-o seară. Da? Dar de ce vorbești șoptit? Ca să nu vorbească cotit. Așa. Poți să nu mă întrerup, te rog, Ionuț, și să ne spune bancul. Da, poți să efectiv să taci. Așa. Deci, Alinuța s-a pus la somn într-o seară și a venit la geamul ei o pasăre și spunea: te mănânc, te mănânc. Și Alinuța speriată s-a dus la mama ei și i-a spus: mami, mami, mă mănâncă păsărica! Și Alinuța, și maica s-a spus: scarpină-te. O să mai fac și caragiu, te rog. Poți să încep bancul? Da. Deci suntem 450 de oameni care așteaptă gluma ta, Ionuț. Ne auzim? O să încep. Mariana, te iubesc. Ce drăguț. E Marina. Marina, iartă-mă. Într-o gară de tren era odată un tip, da, cu șobolan cu coadă lungă pe umărul lui. Ajunge trenul, omul se urcă în compartiment, era o doamnă. În compartiment era o doamnă cu domnul și cu șobolanul care era pe umărul lui. La un moment dat, șobolanul de atâta drum n-a mai putut și a început să se pișe pe geam, să înjure, să vorbească urât, înțelegi? Ăștia ziceau: bă, hai că mai sunt două stații și coborâm, știi? Până la ălea două stații, șobolanul și cu tipul ăla au început să înjure, să se cace pe geam, să se cace în compartiment. În fine, au făcut dezastru. Ajung ăia jos, cuplul ăla, nemaiputând de pe peron, le-au arătat și lor: luați de aici, că mă cac în gura voastră, și așa mai departe. Ăștia la fel au dat geamul jos, au început: și noi morții tăi, și așa și mai departe. La care șobolanul de pe umăr: ue, și dacă are mâță, zi să sugă pula. Râd la cât de proastă era gluma asta. Efectiv, n-am înțeles deloc bancul. Dar eu am râs pentru că nu râdea nimeni, gen. Nu, eu am înțeles gluma. Eu am înțeles-o. Dar... ce ai înțeles? Poftim? Nu, eu vreau să știu ce înțelegi. Deci, practic, o să urca cu colobanul în tren și să certau și la un dat s-o lua la înjurat și ăsta, omul ăsta se certa cu lumea și la care șobolanul a zis: și dacă are mâță, zis să-i sugă pula. Ah. Uite, cineva zice să-mi spui din nou că era prea lung și a uitat din el. Tu crezi că am să-l mai spun încă o dată acum? Uite, puteți să primiți capibare acum că sunteți pe live-ul nostru. Ionuț, vreau să ne spui alt banc, poate mai amuzant decât ăsta. Acum nu vine, să mai zică și Alex unul. Hai, Alex. Eu nu știu bancuri. Vreți să zic un banc, Alex? Haide. Da. Bancuri la tine, bancuri la mine. Ok. Doctore, sunt gata rezultatele testelor? Mor de curiozitate. E, nu doar de curiozitate. Ok. Hai că-ți faci asta pe doctori. Mișto. Da. Ce tare fructe de mare. De care? Aris, de sarmale. Aris, mai spune-ne tu un banc. Două clătite în deșert. Ha, 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 ha.
Asta a fost creepy, să mor. Bă, îmi place că gen fiecare avem reacții colective, adică efectiv toți avem aceeași reacție la ce spunem. Beniamin, te pup, dar nu mai, te rog, oprește-te, e suficient, te tează. Da, microfane. Ai dat microfane, nu? Auzi, un animal cu a, anvelopă. Hai să jucăm fazan. Hai. Ce ați mâncat? Ce? Ce ați mâncat aici? Ce? Aranjamentul. Da. Să jucăm fazan. Haide, cine începe? Eu. Yeah. Ok, regulile sunt în felul următor. Nu avem voie să repetăm cuvântul și nu avem voie cuvinte la gerunziu. Cum? N-ai voie să repeți un cuvânt și n-ai voie cuvinte la gerunziu, gen căcând, mâncând, făcând. La genunchi. Dar nume avem voie? Nu. Ce? Nu. Nume. Ok. Să pregătește. Suntem toți în același format? Gen Luca e aici, după aia noi, Alex, Aris și Ionuț. Da. Toți în același format? Ok. Luca, începe tu, viața mea. Da, dar notează cineva scorul? Notează oamenii de pe live din comentarii. Notez eu ca în foiță. Nu ar trebui să... El și-a luat foița. Eu nu mă mai șterg cu din alea, că mă irită. Ceci, cât jucăm un meci, ar trebui să pleci comentariile ca oamenii să nu scrie cuvintele în chat. Da. Da, dar noi oricum le zice repede și până vin comentariile trece luna. Bine, dacă zice cineva în comentarii, atunci le oprim. Comentariile să fie doar de a da să nu ziceți cuvinte. Dacă ziceți cuvinte, o să oprim comentariile. Da, exact. Bine. Hai. A. Stop. G. Eu? Da, mie, Ceci, Alex, Aris și... A, girafă. Rapid. Tu... eu, făun. Păcăleț. Eț. Alex, tu ești repede. Cu eț? Da, eț. L-ai cam închis, eu nu cunosc nume cu el. A, atunci ar trebui să-l zic altul. Ia uite cine a primit diamantul. Mă tot... piși, fleașca. Dar de unde e aia? Toate diamantele. Oane. Le cumpăr pentru tine. Dar serios, m-ați închis, adică e țin. Bine, hai să zic alt cuvânt, că nu putem să ne închidem din prima. Fală la flașca supremă, toată lumea, vă rog. Fără. Găsi suflet. Ră. What is this? Un cuvânt? Uite, rață pușă. Răpciune. Mami, nu mai zice, mami, că închid comentariile dacă zici. Nu ai voie să comentezi. Răpciune. Reaștâmpărare. Nu te fă de aici cu balena ta. Te-am întrecut, Ionuț. Flașca supremă, te pup. Noi nici nu mai discutăm aici. Suntem chichibobo. Ma che significa questo? Niente, non ti preoccupare. Ma come niente? Non lo so che è questo. Ti dico che niente, non ti preoccupare. Io ce l'ho 48 e lui ce l'ho 10.000. Ma che se Să pun și o lume, un follow la flash. Non mi interessa. Ce cuvânt era? No. Răpciune. Nu e bine. Hai că m-aude toată lumea. Aris? Nu știu, n-am auzit. Am zis neastâmpărare. Mulțumesc mult. Recompensă. Eu nu știu unde am rămas, frate, ne-am pierdut. Tu ești cu să. Tu trebuie să spun cuvânt cu să. Unu. Mie. Be wise și Izabela. Da, ce cuvânt era? Păi răpciune la deci, Alex și acum e toia ta. Ascultați-mă puțin, hai să fim atenți la joc. Că oamenii stau și se uită. Hai să curcă totuși rapid. Nu să stăm două ori să ne gândim. E la Aris. Ajuns în Luca cu să. Un. A. A zis să pun, Mia, un. Să pun. A, eu cu un. Nu mai voie din trei litere. A, unturi. Ricoșadă. Untură, na! Răposat. O să fie o seară lungă. Flașca supremă, te pup. Toată lumea fală la flașca supremă, vă rog din suflet. Mă iubesc.
Deci unt. Nu, că n-are voie trei de astea din trei litere. Bă, ești nebun. Ce te-am trecut Ionuț. E competiție între Ionuț și... Mulțumesc, Beniamin. Și Beniamin cu oglinda. I-a dat o oglindă să vadă cât de burtă e barba lui. Haideți, continuăm. Ia uite, și cu trenul. Mă duce și cu trenul în pulă. Dar n-ai bilet, Ionuț. Să vedeți că Oana bună. Să-i pat telefonul. Am zis răposat. Alex, tu ești. Atent. Hai bine, am fa. Aris, poți să faci ceva cu fumul ăla, te rog, să nu se vadă? Bagă-l în cur dacă poți. Poate-l pe urei. Am F. Eu zic alfabetul? Da. Asta e că e cu A, N, T. Da. Există un cuvânt cu N, T. Hai zil. E N-tur. Și se traduce. Este sunetul pe care îl fac turturicile. Bine, hai, Ionuț, ur. Ur. Uraniu. Iubire. Replică. Căcat. Atribut. Uter. Ereditar. Aranjament. N-am auzit că o vorbi ce. Aranjament, o zis, te-ai dus. Hai zi alfabetul. În tur. A. Leașcă, mânca ce i-a dat. Doamne, ferește. Nu-i mai dat când e fină. Ce se întâmplă, frate? Manoloso. De fericire, săracul, nu mai poate. Machicazzo di cosmici. Mă hiperventilez. Măicuța cosmică, gata. Falul la pleașca supremă, toată lumea falul la ea. Dați falul și la Beniamin, vă rog. Vă rog din suflet pentru Beniamin. I love you so much. Voi vă dați seama cât paracetamol să-mi cumpăr acum? Haideți. Da, tirul. Hai, zi. Ce? Tu începi iară. Aris? Stop. J. J, zi. Julieta. N-am nevoie numi. Cu J, nu cu ju. Justiție. Cu J. Da, mă, justiție, iepure. Lași ca să vreau, m-ai băgat într-o ceață imensă. Te rog, dă-mi un indiciu mic, mic, mic. Un reluare. Aris. Da? Am zis reluare. Tu ești cu re. Reluare. Te miști în reluare. Reîncarnare. Re. Redistribuire. Rebută. Sau redută. Da. Redută, mulțumesc. Era redută, da. Da, da. Uite, Andreea zice că e Seb. Fleașca. Tămâie. Nu este. Și eu m-am gândit că poate e Seb. Nu Aris este. Știe, dar nu ne zice. Tămâie e Giulia. E... Ele. Aris, tu știi cine e Fleașca Supremă? Nu. Adică cine nu ar putea Seb. Fi în spate? Nu e Seb, Seb doarme. Nu e Seb, nu e cine. Lepră. Răpciugă. Nu-mi dau seama. Mai bulversat. Găurit. Luca. Alexandru Daniel 11 pe Insta. Băi, jucați ori nu jucați? Da, stai. Ce, găurit? Da. Itinerariu. You and me, you besc. Scaun. Că Andreea e scavator în prim plan. Un soare. Restaurare. Tu erai aia. Nu cred, Alexandru. Păi și ce e cu contul ăsta? Revigorator. Revigorator. Orologiu.
Vai, fă, mersi din suflet, acum mi-am dat seama cine ești. Mulțumesc. Te-a luat cu călduri, nu? Da, chiar mi-e cald. Am frisoane. Iubite! Haideți să jucăm. Auziți-mă, haideți, e mai amuzant să ne jucăm jocul ăla cu cenca pentru o valiză, sincer. Mă plictisește Vazana. Dacă pică litera E, trebuie să spui un obiect cu litera E care încap pentru o valiză. Ok. Alfabetul. Ah. Am înțeles, Beniamin, ok. Și trebuie să zicem fiecare pe rând, n-am mai jucat. Mulțumesc. Mia, spune stop, te rog, pentru că o să termine alfabetul. Stop, stop. A, nu știu. N. Și acum zicem fiecare pe rând? Da. Eu? Da. Din soare. Din soare. Dar ce? Cum încape din soare într-o valiză? Nu te supăra. Dar nu ai zis că numai când ajungem la ei? Yeah. Mamă mia. Yeah. Deci aici e ceva rău. Eu nu știu ce se întâmplă. Repet și fii foarte atent. Trebuie. Bă, sincer, m-am plictisit de jocul ăsta. Nicotină. Dar nici măcar nu l-ai început. Stai tu, ea s-a plictisit. Ea nu mai poate. Bine, atunci vine tu cu un joc, hai. Nu vreau. Hai că zic eu nicotină. Ok, nicotină. Nasture. Maris? Nă. Nu mai cu nă. Cu nă. Cu nă? Da, ce încap pentru o valiză cu nă. Ultimele două litere. Nu, cu nă. Cu nă. Nu mai e faza, Naris. Cu nu. Da, cu nu. Adevăr sau provocare, zice cineva. Da, cred că e mai interesant. Da. Adevăr sau provocare. Na bine, hai, da. Alex, îți dau acum follow. Pardon. Gata. Luca, adevăr sau provocare? Adevăr. Să mă bată mama gol. Este adevărat că de ți-o clismă? Că ce? Nimic, clasă. Că? O zis că nu e adevărat, că zic. Dar nu s-a auzit? Nu. Ah. Hai zi. Hai zi. Hai zi. Hai zi. E adevărat bine. Că deți ioclismă? Nu. Ah, bine. Hai zis bine. Ai zis că am crezut că am zis greșit. Eu? Da, acum cine e întreabă pe cine? Aici fiecare în filmul lui. Ești ăsta în adevărat. Ce drăguț, uite, toată lumea. Cine a început? Tu ai început, Ceci? Da, eu l-am întrebat pe Luca. Ok, iei pe fiecare la rând. Acum e Alex. Alex, adevăr sau provocare? Provocare vreau. Alex, te provoc să-mi aduci o ceapă. Băi, mulțumiți la Alex că vă dă cadou? Ba, mulțumim, i-am zis, uite ce drăguț. Ne-a dat, eu n-am văzut. Mulțumim. Alex, te pupăm. Unde? Dar ce ai spus, Ceci? Să-mi aduci o ceapă. O ceapă? Da. Doamne. Deci gândiți-vă că-s la vară mea acasă, ok? Și știu unde e ceapă. Alex, adevăr sau provocare? Adevăr. Se vede un om la Alex pe cameră. Ce? Mulțumesc, Alex. Zic un adevăr pentru Alex. Te pup, Alex. Adevăr? Da. M-a întrebat pe mine? Nu, noi întrebăm pe Aris. Dar întreabă tu. Nu știu. Aris, este adevărat că nu îți place locul tău de muncă? Nu. Îți place? Îmi place, da. Bine. Eu nu-ți adevărat sau provocare? Adevăr. Eu nu-ți este adevărat că te-ai pupat vreodată cu un băiat? Mie nu vine să cred. Azi dai seama, Alex, era și de... Alex, te juca la butoane și n-am auzit răspunsul lui Ionuț. Aoleu. Da. Strepă la mișto. Da, Alex, de ce este atât de șocat? Nu vine să cred de răspuns. Ce, că s-a pupat cu un băiat? Doamne, de-aia-i război în lume.
Da, de asta nu avem autostrăzi. Exact. Prin potapele peste noi. Avram, love you so much. De aia ninge în aprilie. Direct. Mia, adevăr sau provocare? Provocare. Te provoc. Să... Am vrut zică Ceci. Să-i sufli la Ceci aici pe gâta, gen așa, foarte tare, gen, știi, să se audă nașpa. Foarte tare, să se vadă. Ascușat! Cum? Știi, să-i faci, să-i faci așa. Ce să-i fac? Să faci un... Nu! Ce să-i fac? Să iei partea asta și să-i faci așa. Ah, da, gata. Să-i faci pârț. Despăr, te rog, pune o glumă nesărată. Oprește-te, Alex, te rog. Mulțumim din suflet, mulțumesc. Da, nu ar fi mai logic să luăm fiecare pe fiecare, pentru că așa dăm într-un cerc și nu mai ajungem nicăieri. Gen, Luca v-a dat vouă, după aia... Cum? Eu v-am luat pe toți la rând, acum ne ia Luca, după aia ești tu, după aia Aris, după aia Ionuț. Exact. Ah, ok. Da, te-ai trezit și tu. Ok. Ce alegi? Provocare. Hai, Casper, pune întrebarea aia. Provocare? Hurry up. Te provoc să linși pe Mia în ureche. Dacă nu fac duș. Nu mi-e grea, dar nici aia nu-i provocare. Dar haide mai aproape să vadă lumea. Haide, babi. Faceți print screen, da? Nu pic, nu vreau. Aș ca mulțumim. Luca, trebuie o voc să te pupi în cur, să vezi singur. Te pup tare, mulțumesc din suflet. Mamă, cum mi s-a păcat limba lui Ceci direct așa. Da, mi-a venit până la organe, la inimă era deja. Deci acolo. Dacă v-ați uitat atent, limba lui Ceci era pe cealaltă ureche. Da, da, eu am băzut. O intra pe una și pe alta. Și făcea așa. Bă, dar eu nu mă așteptam să se ducă așa agresiv, gen, mă așteptam. Dar știi cum a fost Ceci așa? În viteză, știi? Ce s-a pus asta două aici? Ok, Alex, adevăr sau provocare? Provocare. Este adevărat că... Provocare. E mai rău cu tine. Te provoc să iei o pernă și să urli cât poți tu de tare în ea. Nu pot, serios. Aici chiar îți vecin nașpa la vară mea. Dacă eram la mine, făceam. Bine, atunci te provoc să iei o pernă și să gemi în ea. Pleașca, sunt trebuie de pupă. Pleașca, mulțumesc din suflet. Păi, deci nu mai pot. Eu... Păi, stai, părți o provocare. Și ca alătrat. Da. Păi, dacă așa gem eu, nu înțeleg. Nu mi-a zis cum să gem. Eu gem în felul meu. Da. Adevăr sau provocare, Aris? Provocare! Te provoc să te duci și să latri. Ce s-a făcut? S-a făcut că... Să mă rășesc că... Jumărină, a, golul nostru, da. Zici că e sunetul ăla de pe chat-uri, bait. Când te vibrează alea. De la coins, de la tokens. Bă, dar eu nu văd când cineva... Eu văd numai... S-a activat jucăria. Haideți, măi! Stai că încă merge jucăria. Când îi vezi pe ea că facă... Da, da, da. Stai să-mi pun obiectiv și când aud sunetul ăla să facă așa. Nu pot. Nu poți. Păi nu, că nu e live-ul tău.
Alex, oprește okay, deci... loc. Mulțumesc din suflet, Alex, te iubesc. Fala la flașca supremă. Te-am provocat să te duci să latri în ghiuvetă. Să latri! Bă, ce lătrat a fost ăla? Nu știu că să latri! Tu mă piși cu mine, mai poate, poate, nu mai poate. Păi ceva rău, păi m-am încălzit foarte tare. Deschide-mă un pic ușe. O să... deschide ușe. În ritmul ăsta, în ritmul ăsta o să trezesc casa, coane. Vai cât am râs, ex. Care Alex, de părăsune? Aris, vreau să știu dacă vreodată ai auzit un câine care latră așa. Ce mai scuipa? Ce a fost aia, un câine bătut? Eu, 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 dă copii! Mă piși! Mă puți! Alex, de fără sunet! Da, am văzut. O să-și mai pune cineva obiectiv ca să mai se audă sunetul. Păi, mi-a și ce ci trebuie să pun obiectiv. Așa sunt câinii la București. Bă, s-a făcut obiectivul. Care da, s-a auzit încetul. Haide, cine urmează? Haideți mai să trecem pentru toate. Alex, oprește-te, te rog. Jur, ajunge, ești nebun de azi. Alex râde cu litere mici. Ionuț, ce alegi? Provocare. No. Mamă, stai să-mi iau și telefonul. Ai lămâie în casă? Da. Te provoc să storci o lămâie într-un pahar și să dai un șat fără să te strâmbi. Vai. Vai. Sau mai bine ziceai nu. Sau să o ții în gură fără să te strâmbi. Vai. Hai, Ionuț, grăbește-te. Deja mi-e... aoleu, deja mi-e... mi-e greață. Păi tocmai de-aia, bea o lămâie să nu-ți mai fie greață. Luca! Ea nu mai face același sunet. Dar nu, nu e același sunet. Dar de ce? Sunetul ăla se face doar când se atinge 50%, 80%, nu când se îndeplinește. Ah, ok, da. Gata, am înțeles. Da, da, de aceea nu ne-ați activat jucăriile. Ar fi drăguț să faceți așa toți cu jucăria, sincer. Da. Gol cu jucărie? Nu, la sunet să se activeze jucăriile tuturora. Hai că-l punem pe Ionuț în prim plan ca să se vadă. Da. Nu mă și eu, n-am văzut. Bă, mă piși! Vă mulțumesc, vă mulțumesc tuturor. Stai, Aris, ești pe fază. Nici măcar nu curge pe unde trebuie. Se strâmbă în avans. Am zis da, dar după aia poți să-l scuipi. Nu, poți să-l înghit în pana mea. Păi mi se pare normal. Diana, da. Dă-l pe leagăn și pe aia pe tobogan. Înghite. Te-ai strâmbat. 10 flote. Era vorba să nu te strâmbi, Ionuț. Dar nu. Auzi, bea un litru. Ionuț, bea un litru de apă acum, că faci limonadă. Ok, cine urmează? Alex, Mina. Sau... nu, tu, Babi. Eu. Luca, adevăr sau provocare? M-am stropit.
Provocare. Te provoc să... te provoc să... Alex. Love you, mulțumesc. Bă, ce drăguț. Să provoc. Ajută-mă. Scoate 5 morcovei. Unde se scot 5 morcovei? 5 morcovei. Cine explică cum se scot morcovei? Uite așa se scot. Dacă fata mea, băiatul meu, vrei să vezi? Uite așa se scot. Îți face el provocarea? Nu așa se scot, măi! Ionuț, tu ce ai înțeles? Ceva de genul, numai că te pui pe spate. Haide că-ți explic. Haide că-ți explic, Luca, haide. Îți explic, Luca, cum se face? Bine, te pui pe spate, pe pat, gen un fel de podul, numai că nu te tot ridicat. Haide că-ți explic. Facem împreună. Așa, bravo, așa. Scoți, scuturi și arunci. Scoți? Uh-huh. Și arunci. Cum arunci? Păi scoți, scuturi și arunci. Într-o parte. Scuturi într-o parte. Așa, cinci. Da, și zine că scoți scuturi arunci. Ce? Mai și zine că scoți scuturi arunci. Arunc un idiot acum. Repetă tu în continuu. Deci l-am scos, îl scutur. Și l-arunci. Așa, da, hai încă două. Da. Iulian, așa e, trebuie să ducem totul la... Hai! Mor. Alex, adevărat sau mentor? Nu, ai pe Ceci lângă tine, ce? Dar ea nu se pune, se pune și ea? Dar cum adică? Bine, Ceci, te provoc. Și m-a întrebat. Te provoc să îți bagi pentru următoarele 2 minute. Dar stai, a zis că alege provocare. Ai provocare, hai provocare. No, eu... Ci că noi jucăm, dar eu te provoc din prima. Vreau să mă provoace ea așa puțin. Vrei provocare sau adevăr? Provocare, hai zi. Ok, te provoc să-ți bagi hârtie ta asta în nas. Uite, aia pe care o avem noi acolo. Și cât vrei să stau cu ea? 5 minute. Ești 55. La fix. Danita. În ambele nări sau într-una? În ambele. Dar ce facem, pe jumătăți? Alex, mulțumim de tot sufletul, ești genial. Și... apreciez foarte mult ce ai făcut în seara asta. Se vede că lucrezi la antidrogă, mulți bani. E ok, ne-am convins. Ia. Alex, adevăr sau provocare? Provocare. Deci, e adevărat că... Dați share la live. Te provoc să îți iei un tricou de aluvară de pe tine și să ne arăți cum stă și să ne prezinți. Da, da, da. Dar imediat, bine? Puneți-l, puneți-l pe Alex pe prin plan. Mamă, deci dacă și-a sutie în băier. Bună seara! În această seară avem un tricou minunat de la... de la ce film? Citește firma! Outfit. De la... Benotti. Ideea e că vară mi-a luat de la SH. Cât ai dat pe 5 lei. Îmi stă bine, are gule rusesc cu 3 nasturi atașați, este de o comoditate ireală și mă simt foarte elegant. Și mă simt ea. E cu totul, adică e compleu? Da, nu, ăsta ui. Sperească Dumnezeu. Nu, ăsta e. E foarte paize să-l pună în dulap să nu mai scoate. Auzi, nu zici mea să poți să poate. Să-l porți cât mai... Uite-te la Ceci! Ce-ai pățit, fata mea? Ți-o dat buliu?
Auziți? Știți cu cine seamănă? O știți pe directoarea aia din filmul ăla cu fetița aia de a avea superputeri? Wednesday. Zici că e Jenna Ortega? Cine e următorul? Jenna Ortega, dacă era transexual. Gata, ți s-a dus timpul. Aris, adevăr sau provocare? Da, eu trebuie să rămân întâi cu ăsta? Nu. Nu? Da? Da, nu, 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 nu. Nu, nu. Deci, Aris. Provocare. Te provoc să amesteci 4 lichide diferite și să le bei. Oh, avem cola. Dați distribuire la live pentru că o să se râdă. Se râde mult aici. E o atmosferă foarte faină. Vă mai face chestia asta. Alex, îți mulțumesc mult pentru donări. Una după o lună v-a slui. Eu vreau te pup. Deci cola. Da, spune-ne și ce ai acolo. Păi stai să văd. În pulă, nu mai am decât cola, apă și atât. Pune oțet. Ulei, oțet, ceva, trebuie să aibă. Pune sare în cola. Da, sare e lichidă. Ulei. Alex. Cola. Păi nu, dacă să-i schimbe gustul. Dar îl dai shot. Alex, oprește-te, te rog, mulțumesc din suflet. Bravo. Te cași ce bine. Ce îți aduce aminte de aminte? Cu consumentele alea și cu... Da. Ulei și mai am doar apă. Yeah. Mi s-a dezactivat. Dar nu ai oțet. Pune niște sare ceva atunci. Dar cum pune sare. Am pus și apă. Și sare. Mamă. Ai oțet? Suc de lămâie sau ceva. Păi la mine a fost niciună. Pune suc de oțet, că o să largă pe mațe. Hai de capul meu. Pune și niște bicarbonat, măcar să facă spumă. Să dospească. Direct. Vomit. Băi, suntem constanți 500 de oameni pe live-ul ăsta care se uită cum facem de lucru. Nu mai am altceva în afară de ulei. Sare, mă, pune sare. Niște domestos. Drojdie. Și că... Bravo. Ia, uite. Ci că puneți alcool, nu aveai lapte? Patru chestii lichide la care i-au pus sare. Dar n-avea altceva, lasă că merge sare. Da. Asta explică notele voastre la chimie. Păi ce e natriu clor? Hai, dă-i shot. Să dau shot asta astăzi la... Nu tot, bea și tu un pic. Mulțumesc din suflet. Te-a dus cu trenul în ulei. Ia cum stă uleiul ăla deasupra. Bine, bea apă acum, bea apă ca să nu se schimbe. E tot o bene. Sat la Costinești să mor eu. Mă... Voi vedeți cum arată pe pahar? Yes. Deci că e din fratele. Poți să arunci paharul. Continuăm. Ionuț. Adevăr sau provocare? Mai zic o provocare acum. Provocare? Hai să fie provocare. Poftim? Să fie provocare. Bine, ai o ceapă? Nu mă pune să mănânc că vomit. Mi-a citit gândurile. Luca, tu de ce te tolăvești acolo? Bine, hai, te provoc altceva atunci că vomiți. Nu, ajung la urgențe sau eventual trebuie să iau medicamente după, nu, că fac jigăraie. Ești alergic? Nu, fac jigăraie. Ok. Nu știu aia, dar bine. Am spus la stomac. Auzi, Ionuț, ai o banană? Nu. Ba da, un pantalon. Ai o banană? Ce se tot aude așa? Cred că se aude în ecou. Obiectivul. Nu am banană, decât un pantalon. Ce bine, zici? Deci. Te provoc.
Haide, te pupăm. Numai eu mulțumesc pentru cadouri în seara asta. Te provoc să-ți bași pumnul în gură. Nico, mulțumesc tare mult. Ba pumnul în gură? Mamă. Omul meu chiar se pregătește, hai. Dar trebuie să mă spăl pe Leașca, mine. Mulțumesc. Te pup tare. Mulțumesc din suflet. Ce-i miroase? A, nu merge. M-ai dezamăgit rău, Ionut, serios, chiar speram că... Bă! Oho! Dar auzi, încearcă așa. Ionut, încearcă așa și poate intră. Da. Și acum împinge cât de tare poți. Gag reflex. Bine, gata, auzi? Te credem. Dă-i cu puțin unt înainte. Da, vezi, te-ai rănit. Dă-i cu puțin unt. Mai încerc o dată? Da, cu unt. Lasă-l în pace. Alex, tu ești acum, puiu, mami, haide. Hai că vă iau părăm pe toți. Alex, tu ne dai nouă provocări. Eu? Mia, dar de ce provocări? Stai că... Provocare, adevăr sau provocare? Iată. Păi aia-i. Hai, Damia, spune. Adevăr. Alex, opre. Adevăr. E adevărat că mai tragi bășini în public? Oh, dacă te trag la muncă. Și eu. Ce ții? Provocare. Eu nu ți-am făcut nimic, te rog. Ai un morcov. Nu jucăm. S-ar putea să am. Ok, haide să vedem dacă ai gag reflex. Vomit. Nu-i problemă. N-ai fi prima. Dar vomit. Păi hai să vedem. Da, am. Păi n-ai de unde să știi. Hai, vrei să-mi bag morcovul în gât? Nu, vreau să-l ții în mână să vedem dacă ai gag reflex. Adu-mi morcov. Eu? Dar eu ce ți-am făcut? Hai, ia și du-te spală. Și ia ta. Hai. Bă, dar voi vă dați seama că din 500 de oameni pe noi nu ne-a jurat nimeni? Eu sunt șocat la ora 2. Cigoce. Exact, nu? Hai, da, chat-ul, susțineți-mă. Vrem să vedem pe chat. Abe, Ade, te pupăm. Vrem să vezi de aici ce vorbim aici. Ce? Larisa, mulțumim din suflet. Ce, uite, pupă. Știți că ne bucurăm că sunteți foarte activi și sper că râdeți odată cu noi. Mie mi se pare special. Mie mi s-ar părea super mișto ca Alex să nu mă mai întrerupă de fiecare dată când am un speech. Dar nu ești singur pe acest live și lumea mă pronunță și pe mine în acest chat. Mulțumesc. Auzi, Luca, dar ce-i cu cămașa? E acel moment când la 2 ai live pe TikTok și la 5 ești profesor de religie? Ce-i ăla? Ăla-i baby morcov, singurul morcov pe care l-am avut. Nu că morcov, e mama pe live. Auzi, morcovul ăla mi-aduce aminte. E de mama pe live. Legumele fac bine, sunt vitamine. Da, morcovul ăla. Vedere. Dar nu pot, degeaba mi-ai dat asta, că eu vomit. Ok. Hai că n-am vomitat eu când am băgat. Mia, păstrează distanța. Na, și toată lumea suntem în regulă. Alex. Da. Ce râde, mama? Nu tu. Alex, Flașca. Luca, dracu' ia tău. Nu pot. Atât? Hai că poți, Ceci. Mulțumesc. Nu, de altă, dar vreau să mă laud câte puncte vă puteți arăt. Deci, Luca a primit adevăr și l-am întrebat dacă a mâncat moci vreodată și a zis dar că da. Dar de ce nu ai făcut când ești pe full screen, Luca? Și eu tot adevăr. Tot adevăr? Pune mai multe că nu-mi place cum se aude și pune de asta mai mare. Ce... Este adevărat că nu-l suporți pe Luca, Aris? Nu tu pui întrebările, fă. Da. Doamne, ăsta chiar dă cu capul, ești nebun. Vezi, poate închizi live-ul. Doamne, Dumnezeu.
Alex, că poate rupi ochelarii. Joacă pe asta. Alex, poți să moderezi situația asta? Aris, Aris, te provoc să facem asta. Eu? Față în față. Să mor tu. Îmi dăm cap în cap cu aia. Nu. Mm. De când ți-l-ai întrebat? Haide, cine întreabă, frate? Păi, da, v-am lăsat să Dumnezeu cu... Dumnezeule, i-a dat... Ce frumos, mă, pi! I-a dat copacul din grădina Ghețimanii. Un copac cu flori. Un copac cu flori. Haideți, măi, cine urmează? Mulțumesc. Eu la Aris, stai. Aris este adevărat că... Bală la flașca supremă, toți. Să mă bată mama, n-am făcut atâtea puncte. Te-ai uitat vreodată la căcatul tău după ce te-ai căcat? De fiecare dată. Ok. Wow. Ți-a dat timbru să te duci. Nu mie. Sau? Nu. Ce s-a întâmplat? Acum. Ionut. Cred că la da. Fete. Nu, la tine. Nu. Ionut. Da. Adevăr, a, sau? Nu, ne-a dat. Nu! Adevăr. Toată lumea, bă, la flașca supremă, măi! Alex, te pupăm! Mai ai, mă, bani, ține-i dracu acolo, că dacă nu lucrezi ca politician, nu te cred. Ia, eu nu ți este adevărat că după o zi încărcată îți pute barba? Am colanți și gen pot să-i ridic foarte sus. Depinde de situație. Atunci când port mască toată ziua, da. Dacă nu, o să știi că miroase. Seara încă miroase a ulei de barbă. Ok. Ți se adună firmituri în ea? Iau și la pachet uneori. Sarmale, tăieței. Am și carcala. Uite, o oiță. La capră. Alex, mai pus capră și seara asta încă o dată. Ăsta era mijlocelul. Băi, Alex. Asta mi-a mai dat mie. Alex, da, ați scăzut. Fetelor, ca să vă explic, Flașca Supremă este Alex, care este un donator de top la mine. A fost înainte. Și acum nu se mai oprește, că a zis că trebuie să-mi dea tot ce a să recupereze în timpul în care n-a fost. Deci n-ai cum cu el. Ce frumos. Băi, dar țineți mai mari, băi, da, băi. Dar eu mă simt prost deja, eu nu mai știu cum să-i mulțumesc, efectiv. Ai dat și la fete. Ia uite, te duce cu trenul. Da, te pup, Adrian. Te duce cu trenul la Cugir. Haideți să mai continuați. M-a dus cu trenul la... Da, eu am terminat. Dacă mai donezi, bă, Alex, te pupăm oricum, să știi. E prea mult, Alex. Scuze. Continuăm? Cred că Aris e, nu? Da, Aris urmează. Păi stați așa, pe cine întreb? Prima oară pe Mia, nu? Da. Mia, adevăr sau provocare? În sfârșit, Alex. Adevăr. Alex, tu lucrezi la Poș? A lucrat. De ce? Te întreabă Andreea Traiconi. Am lucrat la Poș. Până ieri. Pe bune, ți-ai dat și tu demisia? Este adevărat că ai... Dacă mă mut din Timișoara, nu? Da. Stai demisia. Taci o leacă, mă! Este adevărat că ai plăcere în spunse cu Luca? Ce? Ce? Este adevărat că ai plăcere în spunse cu Luca? Dar nu se aude. Dar vorbește tu mai tare. Auzi, dar stai în beci. Eu am auzit doar atât. Este adevărat. Luca. Da. Este adevărat că ai plăcere ascunse cu Luca? Nu. De ce minți? Cum nu? Ah, da. Luca ăsta de aici? Da, 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 da. Las că ne vedem noi, îți rup cu... Ofensiv. Nu cred. Efectiv, nu cred. Mia. Ceci, pardon.
Adevăr, hai. Luca, hai da puțin înapoi, te rog. Hai, pui eu, mami. Stai un pic cu noi, te rugăm. Da. Dar unde-i soba, puiu? A fugit! Vai. Dar și ți-e mai ușor provocare, poți dai provocare. Ok. Te provoc să ne spui care este cea mai penibilă întâmplare a ta cu Mia. Oh. La București, Denisa. Hai, nu. Adică pe care am făcut-o împreună sau cum? Da, gen, care este cea mai penibilă întâmplare care s-a întâmplat cu tine, gen? Ne-am dus, eram în România și era perioada în care trebuia să, cum se zice, să ai vaccinul, știi? QR codul ăla ca să intri în locuri. Și eu îl aveam doar că îmi expirase și trebuia să-l reînnoiesc, doar că eu nu știam treaba asta. Și Mia era singura persoană, eram eu cu ea și cu mama și voiam să intrăm în Altex. Și ea era singura persoană care putea să intre. Nu mi-am dat seama că mi-a expirat QR codul ăla. Și intram și ăla în escana și mi-a zis că eu nu pot să intru, mama nu poate să intre, dar băiatul poate să intre. Și zic, da, du-te, iubita mea, du-te, intră înăuntru, că trebuia să cumpără ceva anume. Și el era ceva genul, voi nu aveți voie, dar băiatul poate să intre. Și eram, da, iubita mea, du-te înăuntru. Și eram la modul, cred că vreo 5 minute de colo-colo, îi ziceam, da, iubita, du-te. Și el era, da, băiatul are voie să intre. Și efectiv venea să mă cac în gura lui. Fiți atenți, am o propunere de joc. Dacă nu, atunci mai facem runda asta și părăsim. De mă gândeam să jucăm mimă. Să mimăm un ceva. Da, ideea e că trebuie să facem cumva ca unul din noi să se întoarcă cu spatele sau cum, nu știu cum să facem. Bună, Cristina. De ce? Voi toți. Nu, stai, cum să facem? Nu, eu mă gândesc la un cuvânt, îl mimez și voi îl ghiciți. Da. Ah, ok. Ok, și facem tot câte o rundă și după aia ieșim că e cam târziu. Uite, Larisa Gabor zice să întrebe și Ionuț. Păi da. Da, chiar. Să facem Ionuț după. Și după aia facem aia și după aia ne punem la somn. După, m-am checat-o, biscotto con cazzo. Dar haideți totuși să trecem mai de așa pe noi. Hai bă, că noi mergem la somn imediat. Luca. Hai. Luca, pui eu, mami. Haide puțin până aici. Da. Ce aleg eu, adevăr. Hai, du-te, dracu. Care băiat? Ce frum e băiatul ăsta. Care, este că suntem mulți. Ei, asta cea mai cringe întâmplare a ta într-o partidă de sex. Elena, te pupăm. Nu mai zic cuvântul al Ionuț. Mă scuzi. Nu, sunt cuvinte pe care nu putem să le folosim că ne luăm raport. Cea mai penibilă a fost când eram cu cineva, vă zic pe scurt, gen, eram cu cineva în mașină, eram cu punctul de a ne pupa, făceam o de-aia, și gen, eu m-am dus ușor și el a venit de așa. Și genii mirosea gura și după aia trebuia să sună prietenă să dau vrăjeală că trebuia să plec acasă, că mi-era super penibil. Oh my god! Da, adică nu poți să vii la mine așa. Aveam impresia că mă înghite. Dar eu dacă vin la tine așa viața mea? Pe tine te lanzi. Alex, ești gelos sau ești supărat? Eu zic că gelos, că supărat, nu. Alex, ce alegi? Ala e corect, da? Îmi cer scuze, am zis un cuvânt care nu trebuia. Alex, ce alegi? Eu? Provocare. Eu zic să alegi să ieși de pe live. Te provoc să ieși? Provoc să te dai ochelari jos de la ochi și să te săruți cu ei. Cu cine? Cu ochelari. Cu o lentilă, știi? Oricum n-au decât 7000 de bacterii pe ei, ok. Păi asta zic, dacă ia și în COVID tot acolo. Așa te săruți după? Uite-te, ai nebunit, tu ai impresia că mă pun să-mi ling ochelari. Pe ce are? Ochii lui Alex.
Tu ai impresia că mă pun să-mi ling ochelarii. Că nu înțeleg. Da, da, și pe rame, așa, gen, știi, pe, pe acolo, pe... A, îi place acolo jos. Așa pupam, aici, așa, așa pupam și eu moaștele, e ok. Lung, lung, așa. Doamne, ce bine văd acum. Nici nu vezi în ceață. Ionuț. Mi-au crescut dioptriile. Adevăr. Bă, dar de ce dracu toți alegeți? Mi-e frică de provocări. Am băut eu zic, din ăla, fetelor, eu zic, eu zic că Mima s-o lăsăm pe diseară când o să avem energie mai multă. Aia ziceam și eu. Că suntem copți. Aia zic că mai face Ionuț și după aia ne cam ducem că eu mâine dimineață merg la sală și munculiță. Ok. Ok. E adevărat că e cam ce zic cu Alex? Nu. Și o spui așa? Haide, Ionuț. Serios? Cum îl putem scoate pe Ionuț de aici? Sau măcar să-i dau muțul meu. Ok. Încep, da? Hai să iau. Hai să iau invers acum, ca să terminăm mai... Da. Păi da, cam toți o luăm invers de aici. Wow. Aris, adevăr sau provocare? O vorbă ai vorbit și în cur mai răcorit, Alex. Wow. Peste nas mi-ai dat și în cur mai ras. Aris, adevăr sau... A? Adevăr. Adevăr. Adevărul golgoluț. Urmează întrebarea? Roșie. Spate, vrei. Așa, mulțumesc. Mulțumesc din suflet. Spune, spune, Ionuț. A uitat la cât e adevărat spus. Că vrei să pleci din București? Nu. Nu, dar fi cazul. Ok, bine. De ce nu Alex? Eu. E un pic plictisit, eu așa cred. Da, și eu cred asta. Da. Hai, da, provoacă-mă. Te provoc? Da, mereu m-ai provocat. Te provoc să-mi faci cea mai tare declarație de dragoste. De dragoste? Ia. Ionuț. Fără porcozi. Mai cheamă și altcumva? Paul. Paul, wow, ce nume. Ionuț Paul, de prima dată când te-am văzut, sufletul meu a luat o razna. Am simțit cum tălpile îmi ard, plămânii îmi joacă ping-pong și ochii mi-au ieșit din orbite. Ochii tăi privind la mine seamănă cu două lire. Aș putea să spun cu mâna pe inimă că mă simt îndrăgostit până peste cap, nu cel de sus. Da, mă lași să termin. Serios, așa grăbit ești tot timpul că nu-mi place, adică divorțăm. Nu, nu, nu. Așa, și drept în încheiere vreau să-ți spun că începând de astăzi îmi doresc să, toată viața să o petrec alături de mine, de tine. Mulțumesc, Maria. Să fii fericit alături de tine. V-a plăcut. A fost superb, Alex. Da. Mai mult. Fleașca, mulțumesc. Îți mulțumesc din suflet. Te pup tare, mulțumesc din suflet. Îl cheamă Alex, mulțumesc. Haide, mai Alex, scuze. Eu nu-ți aleg adevăr. Adevăr. Da, mai repede. Este adevărat că... Este adevărat că... Nu. Bine. Ceci? Adevăr. Da. 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 Azi, par, este adevărat că ai vrea să faci un gangbang? Eu? Da. Alex, încetează, te rog, mulțumesc din suflet pentru pepene, gata. M-a checat-o, Alex. Să-mi dai și mie sâmburii de la pepene după ce...
Scuze. Deci e adevărat sau nu? Nu, sincer, nu mă atrage gândul ăsta. Ce? Ai zis că dacă e adevărat, vrei adevăr, nu? E adevărat că ai avut fantezii cu... Cu stăbeți la așa? Dar ce-ți, mă? E adevărat că ai avut fantezii cu un grapefruit? Nu. Eu nu știu ce a fost cu întrebarea asta. Da, nici eu. Nu știu cine ar avea fantezii. Eu zic să cerem un remake la acest... Ok, adevăr sau eu sunt pentru... Adevăr, dacă ți-a mai ieșit provocare, dăm provocare. Nu. Adevăr. Eu nu... Adevărat că iubești pe Mia. Alex. Da, este. Wow, eu nu ți dai, ești foarte creativ în seara asta, serios. Îți dai seama, bă, ca să terminăm și noi un pic mai repede. Da. Adevăr. Este adevărat că iubești pe ce? Haide, întreabă. Nu. Făcu și o scrisă, mă laud. Mulțumesc, Alex, te iubesc. Păi te punem pe prim plan acolo ca să faci după. E adevărat că ți-a fost rușine cu fata aceea care a mâncat tort, că era de la tine din oraș? Sau nu era de la tine din oraș? Nu era de la mine, nu știu. Nici nu știu de unde era. Da, Andreea, sunt. Era din, pot să zic? Da. Era din Brașov, nu știu dacă tu ești din Brașov. Nu, nimeni din Brașov. Din Brașov. Ah, ok, m-am lămurit, ok. Da, schimbă întrebarea. E bulldozer. Haide că e ok. Luca. Luca ce? Pui altă Luca întrebare ce? Sau nu pui altă întrebare? Eu? Nu, eu nu. Nu, Luca, lasă-mă. E prea târziu pentru ea. E adevărat că îți plac fructe de mare? De care? De mare. De sarmale. Da, le ador, le iubesc. Fructele de mare. Haide, fă-ți screenshot, Gheata.